Era, vă spune, realizatoarea emisiunii Cultură și Civilizație Turcă, Gülten Abdullah Nazare, tuturor celor care se află în fața microului ecran, tuturor celor care urmăresc emisiunea noastră pe canalul de YouTube și pe canalul de socializare Facebook al doamnei Gülten Abdullah. În seara aceasta, emisiunea noastră se va opri puțin aparte față de celelalte și anume se va opri a prezentării succesive a localităților unde locuiesc cu preponderență turci și tătari. Dar înainte de aceasta aș vrea să vă prezint aceste cărți care sunt câteva, bineînțeles, din cele pe care le are sucursala Uniunii Democrate Turce din Galați, Centrul de Cultură, de Cercetare, Dezvoltare, Educație și Cultură Turcă Dunărea de Jos, a acestei sucursale și voi începe cu o carte, pentru că toți suntem la cultură și, bineînțeles, fără cultura nu se face pe stomacul gol, trebuie să mănânci preparate cât mai gustoase și prezentăm o carte cu iz oriental, bucate turcești. Cartea este realizată de două tinere ale noastre, două fete deosebit de harnice și realizatoare ale revistei Haxes, doamna Asan Ilgun și doamna Nurjan Ibram. Dumnealor lucrează acum la o altă carte, sperăm să mult mai bogată și variată, sperăm să o avem cât mai curând să intrăm în posesia acelei cărți. Următoarea carte este o carte scrisă de domnul Mehmet Aliye Cremu, un regretat profesor de istorie, istoric în același timp. Este o carte veche din istoria turcilor dobrogeni, care este o carte în care domnia sa a început cu istoricul turcilor și tătarilor așezați pe meleagurile dobrogene, după care succesiv a trecut prin întreaga perioadă până în 1990 a existenței celor două comunități. Este o carte, dacă nu o aveți, poate o găsiți în bibliotecă și vă va ajuta foarte mult să înțelegeți mai bine perioada în care au venit, s-au așezat și au trăit aceste comunități. Aici o altă carte care de data aceasta prezintă cântecele, ghicitorile, poeziile, basmele, legendele turcești dobrogene. Ultimul volum este un album. Acest album prezintă imagini ale comunității turce și tătare, ale comunităților turce și tătare din Dobrogea, reflectate în picturile pictorilor români, dar și din recuperate din familiile actuale ale membrilor celor două comunități. Și acum aș vrea să încep la ceea ce mi-am propus în seara aceasta să vă prezint. Este vorba de casele turcești, de așezările turcești din Dobrogea, dar mai întâi trebuie să poposim și să vedem cum au evoluat aceste așezări, aceste locuințe ale turcilor.
când vorbim de lumea turcică sau popor turcic, ne gândim la toate popoarele ale căror membrii vorbesc o limbă, un dialect din familia limbii turce. Unii oameni de știință împart aceste popoare în 6 grupe, 6 ramuri mari: ramura oguză, ramura căpceacă, ramura carlucă, siberiană, ciuvașă, iacută, iacuții, care formează această mare familie a lumii turcete. Imaginați-vă, spre exemplu, ca să puteți înțelege mai bine, imaginați-vă un copac ale cărei rădăcini este ramificată, dar fiecare ramificație are denumirea unui popor. Noi spunem în istoria așa am învățat, unui popor migrator, dar de origine turcică, care au trecut prin meleagurile țării noastre, fie că s-au așezat vrebelnic, fie că s-au așezat mai mult, unele dintre ele s-au contopit cu cei locuitorii acestui pământ și s-au pierdut, altele au lăsat o amprentă mai adâncă în cultura și civilizația acestui popor român. Este vorba de aici, în ramurile acestea ale rădăcinii copacului, întâlnim cumani, întâlnim pecenegi, întâlnim avari, întâlnim sciții, care sunt de origine turcică. Ele, rădăcinile acestea, ramurile rădăcinii, s-au adunat frumos și au dat sevă tulpinei. Tulpina care s-a format al copacului respectiv deja de acum poartă denumirea de turc. Deci formează. Ajungând la coroană, observăm, coroana este mare, frumoasă, cu ramificată. Fiecare ramură mare are alte rămurele. Ramurile mari sunt acele grupuri de care v-am vorbit adineaori, adică grupul ogus, căpceac, carluc, siberian, ciuvaș, iacut și, bineînțeles, că și ele, la rândul lor, au alte ramificații. Toate acestea formează lumea turcică. Sper că prin această comparație dumneavoastră, dragi telespectatori și dragi cei care vizionează emisiunea pe YouTube, pe canalul de YouTube, cred că ați înțeles ce este cu această mare familie de lume turcică. Dar să trecem să vedem cum s-au contopit și cum au trăit. Fiind popoare nomade, vechii turci, porniți din Asia Centrală spre alte zone unde să-și găsească posibilitatea de a se hrăni pământ mai bun, pe lângă ape curgătoare, ajungând până în Europa, să știți că își cărau casele în spinare, pe spinarea animalelor. Cum sunt aceste case? Aceste case, aceste locuințe, mai bine zis mobile, rotunde, călduroase, în timp de iarnă și răcoroase în timp de vară, asemănătoare unui cort cu o structură din zăbrele de lemn, acoperită cu pâslă de lână, de oaie în exterior și căptușită în interior cu covoare multicolor, frumos colorate, cu motive tradiționale specifice fiecare, ca v-am spus mai devreme în altă emisiune, că este o cultură, are o cultură tribală și fiecare grup avea motive diferite față de altele, așa cum și în zona noastră, vedeți, în țara noastră, covoarele moldovenești, covoarele oltenești, ei, tot așa era și în lumea aceasta turcică, cu covoare și țesături multicolore care împodobeau interiorul acestor colibe, care se numeau iurtă. Încă o dată, am să pronunț cuvântul,
pentru acestor colibe iurtă. Deci când auziți de iurtă, o să observați, de fapt, și imaginile vă vor vorbi mai mult. Aceștia, bineînțeles, că au ajuns și prin țara noastră, au trecut prin țara noastră și s-au îndepărtat către Europa, ducând cu ele aceste locuințe mergătoare, dar și-au așezat totdeauna aceste iurte în preajma apelor curgătoare sau la înălțimi cât mai sus ale munților, pentru a fi, bineînțeles, protejați pe lângă apele curgătoare, că aveau nevoie pentru de apă, pentru hrană și pentru spălat. Se spune chiar când Hanul Asparuh a năvălit în Dobrogea și apoi în Bulgaria de azi, este evident că și aceștia locuiau în iurte tipice, probabil primii han bulgari care i-au succedat lui Asparuh au continuat să folosească iurtele, iar sub influența bizantină au început, bineînțeles, să se nască acele locuințe luxoase care au ajuns să devină palate. Bine, cum se construia un asemenea iurt sau o asemenea iurtă? Scheletul era format din trunul sau mai multe rânduri din șipci, cu o ramă pentru ușă, grinzi pentru acoperiș și o coroană. Unele tipuri de iurte au unul sau mai mulți stâlpi și care să susțină coroana. Structura autoportantă din lemn este acoperită cu bucăți de pâsle în funcție de posibilitățile fiecărui grup sau fiecărei persoane, fiecărei familii care realiza câte o asemenea locuință numită iurtă. Structura era comprimată, era rigidizată cu ajutorul legăturilor de funii sau panglici foarte solide. Structura era comprimată de greutatea acoperișului și uneori suplimentat cu greutatea alternată de centrul acoperișului. Iurta era astfel concepută încât să fie ușor demontată în bucăți și transportată cu ajutorul cămilelor și reconstruită atunci când ajungeau în alte locuri și poposeau. Piesa de rezistență a acestei iurte era și este, pentru că să știți că în Kazakhstan, în stepele din Kazakhstan și din Kârgâzstan, pentru că încă sunt crescători de animale și vara se duc spre aceste locuri de stepă, ele încă, acești oameni, încă folosesc acest tip de locuință numită iurtă și piesa de rezistență este inelul sau roata din centrul acoperișului, care este uneori deschisă, are, cum să vă spun, rolul de rezistență, pentru că de acolo pornesc celelalte legături care formează acoperișul. Bucata de pâslă care acoperă acest loc, această gură de aerisire, se poate da noaptea deoparte în zilele de vară și oamenii pot admira stelele cerului, dar în timp de iarnă ele sunt date pentru a ieși fumul din iurtă atunci când se face. Iurtele de obicei, cum în interior, așa cum v-am spus, interiorul este compartimentat
împartea în așa fel încât tradiția cere ca un musafir de seamă sau cel vârstic, bărbat din familie, să stea așezat în fața lucrurilor de care au nevoie, care îmbogățesc, cum ar fi lada în care se pun hainele, patul, și în partea dreaptă a iurtei, și tot acolo unde stau cei vârstnici, stau și bărbații, iar în partea dreaptă a iurtei este destinată femeilor, unde se găsesc, aici se găsesc toate ustensilele pentru gătit, curățenie, cusut, confecționarea pâslei, iar partea stângă, așa cum v-am spus, este rezervată bărbaților care își țin uneltele lor de muncă. Dacă vreți să, când ajungeți în Istanbul și vreți să vizitați pe viu astfel de iurte, v-aș îndruma să mergeți către în zona cartierului Topkapı, deci nu e vorba de palat, este cartierul Topkapı. Acolo este un parc cultural al lumii turcice, în limba turcă Türkdünyası Kültür Mahallesi, și acolo sunt pe viu aduse din țările respective, din toate zonele din Asia Centrală, modele de locuință amenajate exact cum sunt în țările respective. Și o să vă încânte foarte mult, mai ales că intrarea este gratuită și este deschisă de dimineața de la 8 până la ora 4:30 după amiază. O să vă placă în mod deosebit. După mulți ani, deci perioada nomadă se încheie și oamenii încep să se așeze, devine sedentar și încep să apară locuințele care locuințele ei întâi merg, ajung în Asia Mică și încep să apară locuințe. Care sunt locuințele însă ale turcilor? Se deosebesc cele din Asia Mică, cele din Balcan, cele din Tracia, din zona Traciei, cele din Dobrogea, fiecare având câte un specific aparte. Casele otomane din perioada otomană sunt ușor de recunoscut, mulțumită calităților arhitecturale îndeajuns de pronunțate după cum urmează. Clădirile sunt construite din lemn sau chirpici, având cel mult 3 etaje, unde predomină linia orizontală. Fiecare etaj este mai proeminent decât cel inferior, ieșind în afară și fiind sprijinit de grinzi și console groase. Acoperișul iese cu mult în afara zidurilor fațadei, fiind realizat din olane, adică și se aseamănă cu cel utilizat de locuitorii din perioada bizantină. Streașina largă este decorată cu figuri geometrice alcătuite din șipci. Fațada casei este împodobită de inscripții unde sunt scrise data construirii clădirii și cuvinte mistice împotriva spiritelor rele, malefice, împotriva cutremurilor și împotriva incendiilor. Nu același lucru putem spune și despre casele din Dobrogea, pentru că ele la început, casele din Dobrogea, sunt construite până aproape de secolul XIX și mai jumătatea secolului XIX, a doua parte a secolului XIX, prima și începând mai ales cu secolul XX, la început sunt mai mult construite din chirpici.
și acoperite, depinde de zonă, cele de pe lângă Dunăre, de pe zona apelor, acoperite cu stuf, erau în ultima perioadă, bineînțeles că ele sunt făcute din cărămidă, acoperite cu tablă, modernizate și așa mai departe. Mi-am propus însă să vă spun în fiecare emisiune, să vă prezint câte o localitate unde locuitorii, în marea lor majoritate compactă, alături de români și de alte naționalități, pentru că acum în Dobrogea sunt atâtea minorități locuiesc, care urmare a perioadelor otomane și au rămas acolo, dar unde locuiesc mai mult turci și tătari. În Dobrogea însă există o singură localitate unde locuiesc numai și numai turci. Această localitate, care face parte din județul Constanța, se numește în limba turcă Baș Pinar, în limba română Fântâna Mare. O să poposim astăzi în această localitate și am să încerc să vă citesc anumite fragmente pe care eu le-am găsit în, fie în ziarul Adevărul, fie într-un proiect pe care a fost susținută de ACVA și câteva impresii ale președintelui sucursalei UDTR din Baș Pânar și poate unul sau două persoane care au depănat câte ceva din amintirile lor. Pentru început, așa cum v-am spus, o să poposim în această localitate care se pierde în nebura timpurilor. Tot satul este construit în jurul unei fântâni. Fântâna este înconjurată de legendă. Turcii sunt încredințați că izvorul din Baș Pânar, singura lor sursă de apă, deci în afară de acest izvor, în această localitate nu mai există altă posibilitate de apă curentă, doar numai acest izvor, această cișmea, de unde și ia numele și satul, numai dă posibilitatea ca oamenii să o folosească, să folosească apa acestui izvor, fie pentru gătit, fie pentru spălat, fie pentru abluțiune, pentru că lângă izvor este și moscheea, geamia, sau pentru adăpatul animalilor, pentru că tot acolo există un jgheap. Acum, în momentul de față, această cișmea nu mai arată, eu am văzut și înainte de a fi, mă rog, nu renovată, dar acoperită cu o structură foarte frumoasă pentru a fi protejată, însă atunci când am văzut-o, era asemănătoare ca toate cișmelele turcești din Dobrogea, iar pe frontispici și acolo pe o placă era trecut anul când se pare că s-a construit această cișmea. Anul era 1278, adăugați încă 6 ani, este după calendarul musulman, adăugați încă 600 de ani și o să vedeți că este 1878 reprezintă. S-ar putea să fie mult mai veche. Este înconjurată localitatea, comuna, satul, de fapt e sat, pentru că face parte din comuna Independența, cu numele turcesc care se pierde, Bayram Dede.
Este înconjurat de coline calcaroase înalte de 30-40 de metri, numite canarale. Din loc în loc se zărește câte o intrare într-o peșteră, numai că aceste peșteri sunt foarte mici, cam de 2-4 metri adâncime, diferit colorate, care colorează pereții acestor canarale. Această diversitate de culori a dat naștere multor legende care au dat viață locului. Mergând pe ulițele satului și ai impresia că străbați tunelul timpului. Totul e vechi, dar oamenii pe care îi întâlnești te readuc la prezent. Satul numără aproximativ 400 de suflete, cu oameni harnici, cu primitori, foarte primitori, și aproape că nu, acum bineînțeles că au și limba română, dar când intri acolo în satul respectiv nu auzi decât limba turcă, nu auzi cuvântul bună ziua, ci spun aleikum selam, selam aleikum, care este acest salut de respect față de creator, ne amintește și de zona din nordul țării noastre, din nordul României, în zonele locuite de ucraineni. Și acolo salutul între oameni am văzut că are tot o conotație spirituală, religioasă. Casele sunt vechi, foarte mici, din chirpici, curate, împrejmuite cu piatră de râu, în stil tradițional care amintesc de casele din Anatolia din secolele 17-18. În centrul, v-am mai spus puțin mai devreme, se află Cișmeaua veche, de sute de ani, cu apă curată, rece și bună la băut, pentru adăpatul animalelor și pentru spălatul religios. Se spune că pe aici trecea apa care făcea legătura, era o legătură între Dunăre și mare. La un moment dat această apă, această limbă de apă s-ar fi retras și satul de aici prima dată s-a format din 30 de familii. Satul, așa cum v-am spus, este înconjurat de dealuri. La început satul, locuitorii se erau așezați la o înălțime de câmpie. De acolo este și puțină câmpie, dar acolo apă nu aveau. Erau doar câteva familii, vreo 30 de familii, se spune, spun unii. Și într-una din zile au văzut că de acolo un animal, un bivol, a început să vină nămolit. Oamenii au urmărit și au văzut că în vale există o apă curgătoare, un pârâu, un izvor, de fapt, un izvor de apă, și atunci oamenii s-au hotărât de acolo, de la înălțime, au coborât și s-au așezat în locul unde astăzi se află satul Bașpinar. La început, așa cum spun sursele, erau 30 de familii, după care au început să crească numărul de familii, pentru că au început să vină de la Dumbrăveni, spun localnicii, de la Furnica și Tufan. Și așa s-au ajuns la 200 de familii și au crescut astăzi să aibă 400 de familii. În batra vechiului sat însă se află cimitirul musulman,
al satului cu un mormânt al unui cuvios musulman pe care oamenii îl numesc Sfânt, nu-i știu numele, dar foarte mulți ani și-au dus copii, își duceau copii bolnavi și la acel mormânt al Sfântului se rugau și copilul se însănătoșeau. Bineînțeles că a rămas la un trecut, dar în mijlocul acelui cimitir se află zidurile unei geamii care amintesc că eu, în jurul căruia domină o legendă care amintește de meșterul Manole. Dacă biserica ridicată de meșterul Manole s-a finalizat, această geamie, după cum spun oamenii, nu a putut fi niciodată terminată, pentru că ziua se lucra, noaptea se dărâma și în final au lăsat-o așa. Se pare că ea are grijă și stăpânește spiritele acelui loc, au grijă de mormintele celor adormiți acolo. Cam asta despre legendele pe care, legende care mai circulă pe acolo. Mai este o legendă despre care am să vă pomenesc puțin mai târziu. Cu niște ani în urmă, Asociația Oamenilor de Afacere TIA din România, cu sprijinul consulatului turc și al ambasadei, vechea ceșmea a fost acoperită cu o cupolă, ca o moschee, s-au pus robineți și s-au făcut jgheaburi și pentru animale, pentru că ele trebuie să se adapte, pentru că sunt creația divinității. Într-un articol ce face parte din proiectul editorial România pe curat, realizat cu sprijinul am găsit următoarele rânduri pe care am să le citesc acum. Pe domnul Mahmud îl prindem chiar când își umple un bidon cu apă. Îl priponește de bicicletă și ne spune că totuși e și vina oamenilor. Nici ei nu i-au dat ghes dorința de a avea apă în curte. Pentru că, am spus, singurul mijloc de a avea apă este doar aceeași șmea. Dar nici oamenii nu au insistat, după cum spune domnul Mahmud, să aducă apă și până în curțile oamenilor. Continuă domnul Mahmud. Le e frică de factură, că o să se îngroașe prețurile. Așa de bine de rău, la fântâna este gratuită. Mahmud e împotrivă, nu trebuie apă. Nepotul lui mână o turmă de capre spre fântână. Caprele știu bine drumul, se năpustesc la jgheap și se uită la noi cu ochii ridicați ca ai copiilor. La bașpânar nu-ți dă nimeni bună ziua în limba română pe stradă. Tot îți spun ahsalam aleikum, ceea ce înseamnă că îți doresc pace și chiar e un fel de pace în bașpânar. Doamnele mai timide nu vorbesc cu străinii, dar greul cade pe ele, că cele spală la nesfârșit gospodăria, au grijă de familiile numeroase, care pe zi ce trece se micșorează. Oamenii vorbesc la fântână chiar și de politică, până își umplu bidoanele cu apă. Pe plan intern, ei sunt de părere că era mai bine când erau comuniștii, fiindcă ăștia de acum fură, dau și la oameni câte ceva. Uite, și curentul electric, că s-a băgat curent la începutul anilor 60, spune domnul Mehmet Sebatin, care este
și președintele filialei. Crede că dacă nu-l băgau comuniștii pe curentul, rămâneau oamenii tot la lumânare. Ori nu se făcea lăudațiu vechiului, dar nu se face lăudațiu pe vechiul regim. Știe că era vorba să se desființeze de tot bașpânarul dacă mai trăia Ceaușescu. Era planul făcut să-i ia pe turci de la batra lor și să-i împrăștie care încotro, scrie în acel articol. Satul Fântâna Mare are o școală primară, are o grădiniță, locuitorii tineri însă pleacă și ei ca și ceilalți tineri din țară către un loc de muncă mai bun, pleacă în străinătate. Unii oameni se mută de acolo la Constanța și în alte localități mai bine organizate, unde își găsesc și de lucru. Sunt tineri care învață, după ce termină școala primară, merg în localitatea Independența, unde își termină studiile până și cele liceale. Alți copii merg la seminarul sau postul seminar de la Megidia, astăzi Colegiul Național Kemal Atatürk, unde unii devin profesori de limbă turcă, se pregătesc pentru a deveni profesori de limbă turcă, alții pentru a deveni imami. Chiar și cei doi fii ai domnului președinte al sucursalei din Bașpânar sunt imami. Unul este imam la Kobadin. Imam, știți ce înseamnă? Este tradus în limba română, este similar preotului creștin. Unul este, așa cum v-am spus, imam la Kobadin, iar celălalt este imam la Constanța. Cei care studiază la Colegiul Național Mustafa Kemal Atatürk din Megidia beneficiază și de burse și de un învățământ gratuit. După terminare, foarte mulți tineri, nu numai absolvenții ai acestui colegiu, dar și alții, pot merge să-și continue studiile în Turcia, pentru că Turcia, ca și alte țări, oferă locuri gratuite cu bursă, bineînțeles, în țările respective, cu condiția să se întoarcă în țară, să lucreze, să devină, indiferent că medic, inginer și alte domenii de activitate. Casele, să știți că s-au modernizat. Au boxe scoase pe geamuri, au televizoare, răsună în tot satul muzică turcească, care învăluie atmosfera și dă senzația că te afli într-o localitate din Anatolia centrală, din inima Anatoliei. Sau când eram la Constanța și activam ca președinta Comisiei de Cultură a Uniunii Democrate Turce, am fost în această localitate, m-a impresionat și pe mine satul și vreau să vă spun că ospitalitatea oamenilor, cântecele vechi, acolo este un izvor nesecat din care poți să afli foarte multe lucruri despre trecut și despre comunitatea turcă din perioada, că s-a păstrat nealterată toată acea plămadă
vechi culturi din secolele trecute. La un moment dat știu că se pusese problema ca acest sat să intre într-un circuit al muzeilor etnofolclorice, etnoturistice, numai că se pare că s-a stopat și interesându-mă care a fost motivul, mi s-a spus că neavând apă potabilă, sursă de apă potabilă, că singurul ban, după cum vedeți, este acea fântână, acel izvor, nu se poate menține. Totuși, se încearcă ca acele case să rămână identice ca în perioada secolelor trecute și au avut foarte mulți musafiri și din personalitățile Turciei și din personalitățile României și din personalitățile Americii. Satul este vizitat mereu, deci nu duce lipsă de vizitatori interesați să vadă un sat autentic și iată că din inima de acolo au ieșit oameni care sunt ingineri și știți că e mai nou, chiar de acolo, din localitatea Bașpinar, este și actrița Aileen. Dacă s-a menținut până atunci, până mai coace comunitatea să-și păstreze existența, să rămână o comunitate compactă, căsătoriile se făceau între turcii de acolo, locuitorii din satul respectiv, dar iată că modernismul, postmodernismul a început să în globalizarea aceasta a dus și la căsătoriile mixte, realizarea căsătoriilor mixte. Dacă întrebi cum aveau loc nunțile în trecut, domnul Sebatin Mehmet ne spunea că nunțile începeau miercuri, joia, știam că se venea cu daula și clarinetul, zice, să ridice, cum se spune, să ridice zestrea fetei, să o ducă la casa băiatului și după care se începea să se cheme nuntașii la nuntă, se anunța că sâmbătă dimineață ginerica era îmbrăcatul ginericii, cu o zi înainte avea un fel de masă și petrecere la casa fetei, după care urmea masa mare și sâmbăta se punea darul. Pe atunci, spune dânsul, nu se dădeau bani. Fiecare aducea câte ceva care să ajute ca tânăra familie ștebată să aibă absolut de toate. Se aduceau basmale, se aduceau oale, absolut tot ce, servicii de masă, deci tot ceea ce avea nevoie tinerii căsătoriți să-și poată duce mai departe traiul fără să aibă nimica lipsă. Bineînțeles, acum categoric lucrurile s-au schimbat. Să vedem totuși care este realitatea, că totuși legendele sunt destule. Aproape că există o legendă și care spune că și Noe ar fi poposit acolo. Și de ce? Înainte de tinerii, în 1966, trei cercetători americani de la Universitatea Columbia, după o minuțioasă cercetare a acestor locuri,
mai precis al acestor versanți, au concluzionat că în urmă cu 7.000 de ani, în Marea Neagră, a avut loc o catastrofă soldată cu un mare potop. Pe atunci, nivelul mării era scăzut cu 110 metri decât acum. Marea Neagră era un loc intercontinental pe care pragul Bosfor-Dardanele îl separa de apele sărate ale Mării Mediterane. Diferența de nivel dintre cele două era de 140 de metri. Din cauze necunoscute, pragul Dardanelelor a cedat, iar nivelul mării a început să crească treptat. Apele au înaintat către uscat cu un kilometru pe zi, timp de un an sau un an și jumătate, până au atins nivelul actual. Poate că apele mării au pătruns mai adânc în platoul continental, până pe la Fântâna Mare, iar apoi s-au retras și s-au așezat în actuala matcă. De altfel, într-o margine a satului mai există astăzi un loc căruia oamenii îi spun Belciugul lui Noe. Pentru că, potrivit legendelor, oamenii mai povestesc că arca lui Noe cu siguranță s-a oprit pe meleagurile lor. E și o tufă care mereu este verde fie iarnă, fie vară. Și mai sunt și belciugile lui Noe din piatră care înconjoară satul. De ele ar fi prins, spun sătenii, tata Noe, arca după potop. În Bașpânar e și acum, că timpul s-a oprit pe loc, că oamenii trăiesc, chiar dacă trăiesc modern, totuși atmosfera pe care o atmosfera care te întâmpină atunci când intri în această în acest sat te duce, parcă treci timpul și ajungi în secolul XIII-lea. Casele mici din chirpici, nu știi cum rezistă vântului, turba din Dobrogea, dar uite că rezistă. Există un loc unde se vinde și pliz, loz în plic. Satul a fost vizitat, așa cum v-am spus, de foarte multe personalități și este încă vizitat. În anul 1865, învățătorul Constantin Petrescu a înființat în Silistra euforia școalei române din Silistra, care avea scopul de a asigura profesorilor și elevilor români din acea zonă materiale didactice necesare. Iar pe 12 octombrie 1870 înființează Societatea de Cultură și Limbă, instituție ce avea ca scop să propage între români din aceste părți învățătura limbii materne, ajutoarea comunității locale și școlare cu lucrare în vederea educației naționale. Pentru a răspunde acestor cerințe ale corpului didactic, faimosul dascăl a tipărit la Rușciuc, ruse de astăzi din Bulgaria, în 1874, un abecedar turco-român. Cartea a fost foarte utilă elevilor de școală românească din Dobrogea și a rămas una dintre primele lucrări de acest fel din întreaga cultură românească. În prefața cărții, învățătorul Costache Petrescu a adăugat un frumos motto: omul trebuie să fie util semenilor săi și să lucreze cât poate pentru îmbunătățirea soartei lor.
Câteva date despre acest abecedar am aflat într-un articol, document privitor la istoria culturii românești din Dobrogea înainte de anexare, semnat de academicianul și istoricul literar Nicolae Cortojan în revista Arhiva Dobrogei, volumul 2, numărul 3-4 din 1919. Astfel aflăm că abecedarul studiat de el se păstra în 1919 în Biblioteca Gimnaziului I. Maiorescu din Giurgiu. Volumul de 79 de pagini are trei prefațe. Prima către mitropolitul Grigore al Durostrului, căruia îi cere sprijinul pentru tipărirea abecedarului, a doua în care autorul explică scopul lucrării și a treia către românii din Turcia. În prefața către acesta, către învățătorul Constantin Petrescu, scria că este foarte învățământul limbii materne române, ne este naturalmente obligatoriu. Pe lângă aceasta, însă, având în vedere elementele de guari trăimu în societate și mai cu seamă limba și literatura statului, trebuie să ne impunem imperioasa datorie de a studia și limba turcă chiar prin școlile noastre naționale. Guacii, adică deoarece deja cunoscuți cât de simțit este necesitatea ei, mai multă pentru comune unde românii nu scriu poruncia nici auă vorbi de limbă turcă și guându au vreo necesitatea sunt usiliți a se căciuli. Adică, în concluzie, trebuie să cunoaștem, oameni dragi, și asta este valabil și astăzi, limba țării în care trăim ca și limba maternă pe care o vorbim. Sub îndrumarea lui Constantin Petrescu s-au înființat școli românești la Ostrov, Bugeac, Alimanu, Oltina, Băneasa și Hârșova. Potrivit istoricului și cercetătorului Lavinia Dumitrescu din Constanța, după războiul de independență, învățătorul Constantin Petrescu s-a stabilit în Constanța, unde pe 6 decembrie 1878 figura ca institutor și director al școlii primare din Constanța. Cu ajutorul lui, în primii ani după război, în orașul de la malul mării, au luat naștere primele școli românești. S-a retras din învățământ pe 10 februarie 1882 și a fost numit translator la prefectura județului Constanța. Ulterior și-a deschis un birou notarial, recunoscut mai ales pentru traduceri și în limbile orientale. A plecat din această viață, scrie în anuarul respectiv, la doar 50 de ani, pe 13 iunie 1893. Mai multe detalii despre abecedarul turco-român al învățătorului Constantin Petrescu puteți citi, apare subliniat, în paginele revistei Arhiva Dobrogei, volumul 2, numărul 3-4 din 1919, cota PUI 963, în sălile de lectură ale Bibliotecii Județene Ioan Neroman din Constanța sau în biblioteca digitală de pe site-ul Bibliotecii Județene cu același nume din la adresa https://bjconstanța.ro Arhiva Dobrogei. Cu aceasta și cu imaginile care au însoțit ultima parte, am încheiat emisiunea din seara aceasta, dorindu-vă, sperând în primul rând că am adus
un pic de noutate în ceea ce privește cultura și tradițiile, căutând să îngemănez, încheg pe undeva și relația aceasta culturală care trebuie și de conviețuire, de înțelegere care trebuie să existe în toate, în tot, între toți locuitorii acestei țări și exemplu pe care îl dă Dobrogea, acest mozaic unic în, de culturi și de conviețuire, exemplu pentru întreaga Europa. Și vă doresc cu această ocazie o seară liniștită, frumoasă și multă, multă sănătate, pentru că încă vipia arșiței încă nu a trecut, așa că aveți grijă, dragii mei. O seară liniștită și să ne revedem cu bine.